Am venit la voi cu un spectacol care se numește Pădurea de Argint. Copii! Fugiți mai repede din pădure! Dar de ce să fugim? În curând în pădure nu o să mai fie aer. O să vă spun aer. Fugim de aici cât mai repede! Am văzut iepurașul, ursul, fetița, băiatul cu fetița salva natura. Spectacolul a fost despre doi copii și niște animale și o pasăre rea. Vroia să fure aerul. Eu în această poveste am văzut personaje foarte creative, frumoase. Personajele sunt chiar dau o lecție. Noi, cei maturi, trebuie să facem tot posibilul să încercăm să educăm în copiii noștri grija față de ce ne înconjoară. Trebuie să ne educăm copiii noștri să prețuiască și să economisească tot ceea ce e în jur. Teatrul și în special teatrul de păpuși este cea mai bună armă sau cea mai bună unealtă de a educa și a aduce copilului informația de care ai nevoie. Soarele ne dă lumină și căldură. El este foarte important. Lumina de la soare bate în panourile electrice și panourile electrice ne dă lumină, Wi-Fi. Eu cred că cea mai bună energie este de la soare. Ca să economisim căldura, trebuie să închidem ferestrele și ușile. Dacă noi suntem într-o cameră, nu trebuie să lăsăm lumina în cealaltă cameră aprinsă, trebuie să o stingem. Suntem salvați! Suntem salvați! Toți copiii au reacționat foarte frumos, cu emoții, cu interes. Totuși au privit cu un interes copii. Mi-a plăcut tare spectacolul!